Lume, sunt în Costești, acasă, și în clipul ăsta o să vă spun un mic truc. Bine, mai am două examene, dar e fața mea atât de distrusă. Un mic truc pentru slăbit și pentru reglarea transitului intestinal. E foarte simplu și foarte ușor de făcut. L-am făcut când aveam probleme cu piciorul și nu puteam să alerg, nu puteam să fac sport și practic eram un constipat și jumătate. Constipație cronică. Ce am făcut? Și faptul că mai puneam și greutate în plus. Ce am făcut eu? Foarte, foarte simplu. Notați. Deci, înainte de fiecare masă, luam o linguriță de miere, miere pe bune, dizolvată într-un pahar cu apă călduță. Nu fiartă, un pahar cu apă călduță, cam atâta, deci cam 150-200 de minute. Deci, 3 pahare înainte de masă călduțe cu apă, cu miere, deci apă călduță, nu fiartă, și slăbești, chiar slăbești. Adică, eu mi-am păsat greutatea fiind sedentar, având fiind în cârje, vreo 6 luni, și nu eram nici constipat, eu mai făceam sport. Deci, un truc foarte simplu pentru a-ți regla transitul intestinal și pentru a slăbi. Și, da, sunt în Costești, în parc, chiar mi-a dor. Am două examene și de-abia aștept să scap, să fac clipul ca lumea. Cam atât am avut de spus în clipul ăsta. Și vă doresc o vacanță frumoasă de vară.